Bună seara și bine v-am găsit! Sunt Raluca Săcuianu și vă invit să urmăriți Jurnalul Agricol. A început campania de primăvară în Olt. Astfel a fost arată și pregătită pentru însămânțare o suprafață de aproximativ 130.000 de hectare, iar peste 215.000 de hectare au fost pregătite pentru însămânțările de primăvară. Printre lucrări sunt incluse și cele de fertilizare, erbicidare și tratare atât a terenurilor cât și a semințelor, potrivit gazeta oltului.ro. La nivelul Direcției Agricole Olt au fost înregistrate din partea persoanelor juridice care au activitate în agricultură, dar și din partea țăranilor, solicitări pentru ca peste 120.000 de hectare de teren să fie însămânțate cu porumb, iar peste 60.000 de hectare cu floarea soarelui. Lucrările de primăvară sunt efectuate cu 6.500 de tractoare, la care se adaugă și alte mașini agricole. Până acum s-au efectuat fertilizări ale terenului, în special în sudul județului, iar în nord parțial, a spus directorul Direcției Agricole Olt, Dan Bărăgan. Mii de persoane fizice din Olt care desfășoară o activitate agricolă definită potrivit legii, impusă pe bază de norme de venit, au obligația de a depune la Administrația Județeană a Finanțelor Publice până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, formularul 221. Este vorba despre declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit, scrie Gazeta Nouă.ro. Au obligația de a depune declarația menționată persoanele fizice care realizează în mod individual venituri din România din activități agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit provenind din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole, pomicole și altele asemenea și creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală în stare naturală. Contribuabilii care nu depun declarația 221 riscă să fie amendați cu 500 de lei. În minutele următoare stăm de vorbă cu Grigore Câmpeanu, primarul din comuna Runcu Gorj. Știm că localitatea dumneavoastră este împânzită de păduri, pășuni, dar și de dealuri cultivate cu viță de vie. Și mai știm că este renumit vinul de Runcu și a început să câștige teren chiar și în capitală. Ne puteți detalia subiectul, vă rog? Da, avem, având în vedere că comuna Runcu este amplasată într-o zonă de deal, marea majoritate a locuitorilor acestei comune sunt oameni gospodari, sunt oameni civilizați, oameni responsabili, oameni care tot timpul au procedat în ceea ce privește îngrijirea gospodărilor și a proprietăților pe care le au în administrare. Marea majoritate a locuitorilor comunei Runcu sunt proprietari de terenuri cu vegetație forestieră și terenuri cu viță de vie. Într-adevăr, este renumit vinul de Runcu și, așa cum vă spuneam, marea majoritate a oamenilor valorifică acest produs și încercăm să promovăm cu tot ceea ce putem mai mult vinul din localitatea noastră. Așa cum spuneam adineauri, oamenii sunt oameni care au grijă de proprietățile dumnealor, au grijă de terenurile cu vegetație forestieră, sunt oameni care tot timpul au încercat să-și muncească terenurile pe care le au în administrare și pentru acest lucru ne mândrim cu oamenii de pe raza localității Runcu. Ce altceva mai cultivă oamenii la dumneavoastră în localitate? Nu neapărat la scară largă, dar în general, care mai sunt culturile de la dumneavoastră din Runcu? În afară de viță de vie, culturile mai sunt de pomi fructiferi și în afară de pomi fructiferi, oamenii sunt îngrijiți pentru a și crește animale. În special oaie, capră și vită. Motiv pentru care noi, autoritățile locale, am încercat să-i stimulăm pe acești locuitori ai comunei noastre să crească animale, motivat de faptul că în fiecare sat, component comunei, am încercat să construim stâne moderne, așa cum am făcut în anii anteriori. Am construit stâne în satul Valea Mare, stâna din Muntele Peria, în satul Bâlta, stâna din Muntele Balu, în satul Bâlteșoara, stâna din Muntele Cruci, urmând ca în cursul acestui an să construim o stână modernă și pentru cetățenii satului Dobrița. După ce s-au construit aceste stâne moderne, zicem noi stâne europene, oamenii au considerat că au condițiile necesare creșterii animalelor, având în vedere valorificarea produsului finit, produs de calitate, și anume brânza, laptele și, sigur, pentru fiecare gospodărie în parte care deține un număr de animale, reprezintă un venit și, așa cum vă spuneam înainte, ne bucurăm pentru acest lucru și pentru faptul că am încercat să-i ajutăm și am reușit acest lucru și pentru faptul că an de an
cetățenii comunei Runcu își cumpără efectiv de animale mult mai mare decât anul anterior. Sunt și persoane care au accesat fonduri europene în localitate și care au dezvoltat agricultura și în această manieră? Bineînțeles, sunt și persoane fizice și persoane fizice autorizate care au accesat programe cu finanțare europeană pentru creșterea animalelor, pentru dezvoltarea apiculturii. Chiar în cursul acestui an, noi suntem inițiatorii unui, sau să zic, de formare a unui gal care se cheamă Cheile Sovodolului. În acest gal, ca și parteneri, avem pe lângă autoritățile publice locale din vecinătatea noastră, avem și obști în asocierea acestui gal și crescători de animale. Și așa cum vă spuneam, an de an, cetățenii comunei Runcu, pe lângă faptul că sunt oameni foarte, foarte gospodari, încearcă să acceseze programe europene pentru dezvoltarea întreprinderilor pe care dumnealor le au, sau creșterea animalelor, sau apicultură, sau programele pe care Guvernul României, în parteneriat cu Uniunea Europeană, vin și le prezintă cetățenilor din România. Oamenii trăiesc în această activitate din agricultură la dumneavoastră, acolo în localitate. Cât de departe ajung produsele? Toți crescătorii de animale sau toți cei care cultivă viță de vie încearcă să-și valorifice produsul finit chiar și peste votare, având în vedere faptul că ca și stoc, să zicem așa, nu prea, deci proprietarii persoane fizice de bază a localității noastre nu dispun de materie primă pe stoc. Tot ce produc vând. Care este secretul dumneavoastră acolo? Părerea mea este că secretul este o bună colaborare cu cetățeanul din localitatea noastră, o bună informare a cetățeanului din localitatea noastră, pentru că cetățeanul poate nu are la dispoziție informația. Noi suntem, probabil, puși în capul trebuie pentru a-i stimula pe cetățenii, a-i ajuta și, în primul rând, a le aduce informația în timp util, prin discuții cu ei, prin ședințe cu ei, prin postare de informații pe site-ul primăriei și cea mai mare realizare, zicem, e discuția de la om la om, spunându-le, atenție, a apărut un ghid al solicitantului privind accesarea măsurii 141 sau 142 sau diverse măsuri. Oamenii vin la primărie și ridică ghidul solicitantului de la noi, sunt informați într-un timp foarte scurt, avem și un compartiment care se ocupă în relația dintre programe europene și cetățenii, persoane fizice sau întreprinderi individuale și faptul că informația ajunge într-un timp scurt la ei, considerăm că asta a determinat ca cetățenii din comuna noastră să fie, să zicem, cu un pas înaintea altora. Regulile din PNDR 2014-2020 sunt mai aspre cu fermierii care greșesc. O declarație falsă poate atrage după sine interzicerea pentru 2 ani a accesării fondurilor europene, spune George Turtoi, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, potrivit agroinfo.ro. Este interzisă crearea de condiții artificiale, respectiv situațiile în care solicitanții recurg la diverse metode pentru a obține un avantaj necuvenit în ceea ce privește eligibilitatea, selecția proiectului, iar în cazul constatării unor astfel de situații, în orice etapă de derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil și se procedează la recuperarea sprijinului financiar dacă s-au efectuat plăți, scrie în proiectul hotărârii de guvern care fixează cadrul de implementare a PNDR 2014-2020. Proiectul de hotărâre de guvern este în dezbatere publică și urmează să fie discutat în ședința executivului. Președintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea legii pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului 41 din 2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, potrivit agroinfo.ro. Actualul normativ are ca obiect de reglementare aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 13 din 2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit prin reorganizarea SAPARD și înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea MADR. Legea prevede că agenția răspunde de corectitudinea și eficiența implementării acțiunilor delegate de MADR prin Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, potrivit acordului de delegare dintre părți. Pentru un apicultor cu experiență nu este deloc greu să identifice între zecile de persoane care vând miere la târgurile apicole care sunt producătorii adevărați. Iată cum vă puteți da seama de calitatea unei mieri, potrivit agrointel.ro. O mare atenție trebuie dată și etichetei, care trebuie să conțină informații despre tipul de miere, cantitatea, datele de contact ale stupinei unde a fost produsă, perioada de valabilitate și condițiile în care trebuie păstrată. Și culoarea este foarte importantă. Dacă este vorba despre miere,
mierea de salcâm. Aceasta trebuie să fie aproape incoloră. La polul celălalt, mierea de mană, cea mai scumpă din categoria acestor produse apicole, trebuie să fie cât mai închisă la culoare. O altă metodă de testare poate fi și murdărirea unui șervet alb de bucătărie cu o lingură de miere. Cea autentică nu pătează, pe când cele mai multe tipuri de miere artificială lasă pete gălbui. De asemenea, se poate turna o linguriță de miere pe o hârtie de sugativă sau de filtru de cafea, iar dacă mierea se absorbe imediat, atunci ea nu este 100% naturală. Cea care este produsă doar din munca albinelor nu va fi absorbită de sugativă. Mai există și testul paharului cu apă. Mierea autentică nu se dizolvă imediat dacă este pusă într-un pahar cu apă. Ea se va duce prima dată la fundul paharului. Dacă mierea este falsificată, se va dizolva imediat și nu se va depune. Una dintre problemele micilor fermieri este reprezentată și de prețurile utilajelor care le depășesc cu mult posibilitățile. Potrivit site-ului agrointel.ro, există o soluție inteligentă pentru a construi un cultivator cu ajutorul unei bormașini vechi. Ideea îi aparține fermierului britanic Elliot Coleman, iar conceptul său constă într-un microcultivator pus în mișcare de o bormașină. Ideea de bază a acestui utilaj este bormașina fără fir care se instalează pe o mașinărie manuală de mărunțit și afânat terenul, iar sursa de energie este asigurată de motorul bormașinii. Sistemul de punere în mișcare a cultivatorului este acționat de un cablu răsucit care acționează bormașina prin simpla apăsare. Dacă utilizați energia solară sau orice sursă de alimentare regenerabilă, puteți reîncărca acest dispozitiv prin simpla conectare acumulatorilor la o priză. În mod evident, acest echipament ajută fermierul să economisească inclusiv combustibil. Cultivatorul cu bormașină este proiectat pentru a fărâmița partea superioară a solului pentru fărâmițarea fină a unui pat germinativ deja pregătit ca o etapă finală aplicată solului înainte de plantarea semințelor sau pentru a încorpora compost în teren. Florile anuale sunt plantele a căror perioadă de vegetație se desfășoară pe parcursul unui singur an. Acestea se însemânțează primăvara, floresc până la sfârșitul verii și se ofilesc odată cu prima brumă. Este bine să știți că din semințele scuturate ale plantelor anuale pot apărea în anul următor noi plante prin autoînsămânțare. Iată ce flori anuale puteți cultiva în grădină odată cu sosirea primăverii. Gura aleului sunt flori care au o gamă largă de culori, de la nuanțe pale până la roșu vibrant. Acum câteva sute de ani se credea că gura aleului are proprietăți magice și oferă protecție împotriva vrăjitoriei și a înșelătoriei. Planta se seamănă în lunile martie-aprilie în răsadnițe sau lădițe, urmând ca după dezvoltarea răsadurilor, plantarea în straturi să aibă loc la distanțe de minimum 20 de centimetri între fire. Gura aleului va înflori începând cu luna iunie până la sfârșitul toamnei și garofițele pot fi plantate primăvara. Acestea se înmulțesc prin semințe care se seamănă în lunile februarie-martie în răsadnițe sau lădițe. În luna mai, după răsărirea plantelor, când se dezvoltă primele frunze, pot fi transplantate în grădină. De cele mai multe ori, când un pom fructifer sau o plantă ornamentală moare, proprietarul spune că nu i-a plăcut locul. Este însă foarte important să tratăm plantele de câte ori apare o neregulă, potrivit grădinispeciale.ro. Primăvara apar cele mai multe boli pe frunze, pe crengi, pe trunchi sau la nivelul solului, atât la plantele ornamentale cât și la pomii fructiferi. Este de știut însă că aceste boli se pot preveni cu tratamente speciale fitosanitare prescrise de ingineri horticultori. În cazul în care se face prevenirea dăunătoarelor la timp, riscul apariției scade semnificativ, iar dacă totuși apar și după aceea, tratamentul pentru combaterea acestora o să fie mult mai eficient. Se prognozează precipitații predominant sub formă de ploi locale, însoțite de intensificări temporare ale vântului în aproape toată țara. În cultura grâului de toamnă, rezerva de umiditate va prezenta valori satisfăcătoare apropiate de optim în cea mai mare parte a regiunilor agricole ale țării. Regimul termic favorabil din aer și sol va imprima ritmuri în general normale în desfășurarea proceselor vegetative la culturile de toamnă în cea mai mare parte a regiunilor agricole. Orzul și grâul de toamnă vor parcurge fazele de răsărire de formă
formarea frunzei a treia și înfrățire. Cultura de rapiță va înregistra dezvoltarea aparatului foliar la nivelul întregii țări. În zilele fără precipitații, lucrările agricole specifice campaniei de primăvară se vor efectua în condiții bune. Se recomandă controlul semănăturilor pentru verificarea vigurozității plantelor la orz, la grâu și la rapiță, fertilizarea cerealierelor de toamnă cu îngrășăminte minerale, precum și efectuarea arăturilor și pregătirea patului germinativ în vederea însămânțărilor de primăvară. Știrile din agricultură se încheie aici. Urmează în câteva momente informațiile din sport.